Noi vrei să fie cea bună. Doamne ajută! Amin! Doamne ajută! În strunga de oi să fiu tot cu voi, în dosul stâinii să-mi aud câinii. Alina Clipi, Natalia Brăbner. Bună seara! Sau bună ziua, de fapt, încă ziua, guten Tag. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos, ja. Aber ich kann doch reden. Ach, bună ziua, doamna, hier kommt zu la tăjuncă, chiar spontan, și când sunt ajungem, ajungem, dar sunt de perfect. Mulțumesc frumos pentru prezență. Noi continuăm în seara asta un program care sper să vă încânte sufletele și să vă aducă un pic aproape de România, dar înainte de toate vreau să vă spun că există câteva persoane aici care cărora le mulțumesc pentru că au venit aici. Avem și un traducător în limba germană, este aici lângă mine. Și așa, un gruz hort, ich kann auch auf Deutsch sagen, aber besser ist wenn du etwas sagst, ja? Und dass ich nicht durch eine andere komme, ja? Gut, gut, dann machst du das weiter. Wenn ich ab jetzt habe ich schon gemacht. Ja, okay. Der prima persoană pe care eu vreau să o prezint este clar, că nu se poate altfel decât colega mea, Galina Condrea, care vreau să-i mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru faptul că de atâția ani de zile lucrăm împreună, Carina, și trebuie să spun că am reușit în ultimii ani să adunăm românii de pe ambele maluri ale Prutului și am spus că de ce să nu facem mai mult. Am făcut atât de multe lucruri împreună și sunt sigură că de acum încolo vom face mult mai multe. Și cu această ocazie vreau să-ți mulțumesc, Carina. Următoarea persoană care ne va adresa, astăzi avem mai multe persoane fizic prezente aici și aș vrea să vă enumăr câteva. Este vorba de doamna consul Geran Interimar al Consulatului Român de la München, Jeanette Constanța Carabașu. Vă mulțumesc frumos pentru prezentă. Domnul Consul General al Republicii Moldova de la Frankfurt, Mihail Căpățână. Mulțumim frumos! The next guest is the Herr Consul General aus Frankfurt von Moldavische Republic, the Herr Mihail Căpățână. Următoarea persoană este iarăși un bărbat și este chiar reprezentantul primăriei astăzi la noi. Este chiar împuternicit domnului primar Marcus Grönic pentru a reprezenta astăzi aici. Este vorba de domnul Werner Henning și consilierul Herr Werner Henning este hoite de vertreter cu Herr Oberbürgermeister Marcus Grönic. Dan Weitergänger, următoarea persoană care vreau să vă prezint este de asemenea nașul nostru al Centrului Cultural. Așa îmi place mie să spun, Dorin, deci este bine cunoscut, unicul, singurul până în prezent cosmonaut român care a ajuns în cosmos. Mulțumim, Dorin Brunaru. Der nächste Gast ist unser
poate, Zurkamanzan, de poate, de Scutunț, Centrum, de Nam, Stregă, Dumitru Dorin Prunariu. Der erste und der einzige Kosmonaut aus Rumänien. Und er wird es auch bleiben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil selbst wenn es neue Kollegen geben wird, wird es Astronaut. Da, chiar. Exact. Oricum, după interviul de ieri, vă pot spune că în următorii 50 de ani nu mai zboară niciun român. Exact, cum așa este. Ei, o să-și niște optimist. Nu fi așa pesimist. Ok. Următoarea doamnă care reprezintă astăzi Consiliul Orașului Nuremberg este doamna Hermine Prăspaui. Mulțumim frumos. Mai vrem să-l prezentăm astăzi și pe Părintele Seofil Herminianu, care vine din partea Bisericii Ortodoxe. Vreau să vă mai prezint pe cineva care am văzut că a venit, este vorba de Franz Gebhardt, este reprezentantul de la Hans Nu în ultimul rând vreau să mai salut două persoane dragi mie și e vorba de cei care sunt alături de mine mereu și e vorba de vicepreședinții Asociației Dacia, Klaus Gross și Robert Adam. Sunteți-vă de la domnul Marcus Zöder, care este președintele Parlamentului Bavarez. Vom Markus Söder, der Ministerpräsident Bayerns ist. Ein herzliches Grüß Gott zur Einweihung des Deutsch-Rumänischen Kulturzentrums. Seit vielen Jahren fühle ich mich Rumänien und der rumänischen Volksgruppe eng verbunden. Ob es Aussiedler waren, den Deutschen, beispielsweise aus dem Banat oder Siebenbürgen, oder umgekehrt auch viele, viele Menschen, die aus Rumänien zu uns gekommen sind. Insgesamt leisten sie alle einen großen und wichtigen Beitrag zur Stärkung Bayerns. Limba germană, limba română, prin numeroase alte programe pe care i-am spus Ionelei, sunt alături de ea și caut să le dezvoltăm împreună. Acolo unde pot să împing cu persoana mea, cu numele meu anumite lucruri, o fac cu toată plăcerea, cu toată dăruirea, pentru că îmi dau seama că merită. Merită pentru noi, merită pentru dumneavoastră, merită pentru tot ce se face pe această linie aici la Nuremberg. Mulțumesc! Vreau să spun și că vicepreședintele Asociației, mulțumim frumos, Klaus, pentru că tu ești mereu alături de noi, fizic și financiar, care e lucrul cel mai important într-o asociație, cred că e cel mai important, da? Ești de atâta timp alături de noi, alături de asociația noastră. Noi am crescut împreună, putem spune, de când am venit în Germania, ne-am cunoscut la fel ca și cu mulți de aici, din jurul nostru. Colaborăm împreună, avem prieteni și, pur și simplu, noi aici, cred că nu e numai părerea mea, ne simțim ca într-o familie. Și asta este lucrul cel mai frumos. Hai să spunem, să le auzim și părerea ta. Și pe română și pe germană. Da. Mulțumesc, dragă Ionela, chiar așa de o... Pe românește mai întâi, da? Da. Te alin de încurcăm, da. Deci îți mulțumesc pentru aceste vorbe frumoase care mi le-ai adresat și mă bucur nespus de mult că sunt și eu astăzi cu soția mea aici. Mă gândeam azi dimineață ce sărbătorim astăzi, de ce ne întâlnim. Și ne întâlnim pentru că sunt mai multe evenimente care ne leagă astăzi, da? Una la mână, mutatul, sau să-i spunem deschiderea a doua, să-i spunem așa, a centrului, inaugurarea a doua, mulțumesc, inaugurarea centrului de data asta, sediului de data asta, ajută-mă, te rog, româno-moldo-german, cu bine, domnul, perfect, văd să-mi repede, da? Și una la mână am mărit această asociație, optimist. Cercul nostru, da, bineînțeles. Și ce mai sărbătorim? Sărbătorim
5 ani. Acum 5 ani, în 2018, domnul Prunariu, eram împreună, făceam poze afară, era o zi însorită ca și astăzi. Și da, întâia panglică exact, 5 ani de existență. Vreau să mai dau cuvântul altor persoane, adică noi nu suntem singuri și știți asta. Așa cum a spus și Klaus, noi colaborăm cu foarte multe asociații, nu numai din Nuremberg, ci și din Germania. Și avem astăzi alături de noi, avem pe Alexandra Chiribeș, care este alături de mine și ne cunoaștem, Alexandra, decât de mai bine de 10 ani de zile, nu? 13, exact, de 13 ani. Vine tocmai de la Dortmund, să știți, este tocmai este acolo. Și aș ruga și pe Eli să spună câteva cuvinte. Este reprezentat astăzi Integro, aici îți mulțumim mult de tot că ești alături de noi. Și dacă mai dorește cineva dintre dumneavoastră să spună câteva cuvinte, sunteți cu siguranță ascultați. Fii bineveniți! Sondern als Repräsentant des neu gegründeten Dachverbandes der rumänischen Bürger und deutsch-rumänischen Vereine in Deutschland. Ja, das dürfte für einige eine Überraschung sein. Es gibt einen Dachverband. Ich darf eine Pressemitteilung verlesen. Zunächst einmal in deutscher Sprache und dann wird unsere Kollegin Alexandra den rumänischen Part übernehmen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, am 21. Dezember 2022 wurde der Bund rumänischer Vereine in Deutschland gegründet. Ce pot să vă spun despre mine, celor care nu mă cunosc? Mă numesc Chiribeș Alexandra. Sunt președinta Asociației Fii Responsabil Frankfurt Design din Nordrhein-Westfalen. Cum a spus și doamna Ionela Van Rutus de Rezota din Dortmund. Visul meu a fost întotdeauna să adun români. Și aici, la dumneavoastră în sud, pe lângă foarte mulți români, aveți foarte multe asociații. Ich bin der Vorsitzende, erstmal in Deutschland. Ich bin der Vorsitzende vom dem gemeinnützigen Verein Europa România Diaspora. Ein eingetragener Verein namens Gericht Würzburg und sein Ziel ist, die europäischen Werte zu propagieren, zu instrumentalisieren und so weiter und so fort. Dieses Verein wird auch tätig nicht nur in EU, das heißt, hat zu tun mit geografischem Europa. Exact. Am să vă, așa cum am spus, avem peste, și nu exagerez, dragii mei, când vă spun, 80 de voluntari activi, în întreaga lume. Iar când spun asta, vedeți că am aici o parte de diplomele celor care sunt aici. Avem timp și să le dăm repede și vreau că, în funcție de cum vă auziți numele, să vă ridicați, să vă luați diploma și să vă așezați aici, da? Ionela și cu Galina, trebuie să povenim și pe Galina, că altfel Ionela rămâne doar singură. Dar nu sunt corect, care sunt reprezentante la acestui centru românesc, m-au invitat și mă bucur mult de toți. Sunt membri active ale parohiei noastre, vin la biserică, sunt ortodoxe, active și mă bucur foarte mult de tot ceea ce fac și ne ajută și la biserică. Așa, mai departe, aș vrea să dăm sigur pentru tot aportul și doamnei consul general, Janete Carabașu, și eu știu câtă muncă ați depus în munte, a fost de 4 ore aici, haideți să vă spun, la Nuremberg, și s-a potrivit asta din 3-3 luni. În 3-3 luni v-ați sacrificat weekendurile și știu câtă muncă este, că lumea de care au venit la consulat de luni v-a luat de odihniți. Și știu că de odihniți erați pentru că ce-ați plecat de aici. Vă mulțumesc mult de tot pentru tot ce-ați face și sunt sigură că vă faci în continuare să fiți și mai bine. Și mai avem o diplomă și am lăsat-o ultima, nu de întâmplare.
De data asta nu este semnată de domnul Dorin Prunaru. N-avea cum să fie semnată de dumnealui. Este semnată de către noi, de membrii asociației, de fapt de către Forștanta Asociației. Și e vorba de o diplomă pentru implicarea activă, nu de voluntariat, pentru că nu suntem aici în aceste zile, din păcate, dar pentru că implicarea activă în cadrul Centrului Cultural. Și mulțumim mult, mult, mult de pe care pentru toată. Ce? Înmânează, nu? Te fără de moarte, miluiește-ne, benește-ne, Dumnezeu, este tare, este fără de moarte, miluiește-ne, benește-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne, pe Doamne, curățește păcatele noastre. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și aici, din partea Sfântului, o minuniță ca să bună seara, dragi voluntari, dragi membri ai asociației Dacia. Vreau să vă mulțumesc pe această cale tuturor pentru munca voastră voluntară în cadrul atât a centrului românesc cât și a centrului moldovenesc. Și vreau să mulțumesc pe această cale și Ionelei pentru colaborarea noastră care a dus la această frumoasă unire, unirea celor două centre culturale și suntem un întreg. Sper că această unire dintre aceste centre să fie și un exemplu pentru politicienii noștri să se producă, am niște emoții, să se producă marea unire. Doamne ajută! Ceea ce cred că fiecare moldovean își dorește, nu doar pașaportul. Vă mulțumesc tuturor cordial pentru că astăzi ați ales să fiți alături de noi. Noi vă promitem proiecte frumoase, activități îndrăgite de voi, ca să le puteți frecventa și să fiți alături de noi întotdeauna. Da, mulțumesc. De fapt, multe vorbe s-au spus, felicitări, dar și din partea mea este o mare plăcere și onoare să mă felicit pe toți care au fost alături și au ajutat pe Galina, pe Ionela, la mutare, că nu a fost foarte ușor. Cred că putem să fim mândri de sediul nou. Oh,
mult mai des în cadrul centrului nostru cultural este Riana noastră, da? Și îți mulțumim mult de tot pentru că ne-ai încântat și cântat. Bun, vreau înainte de a da deschide bufetul să fac două precizări. Prima dintre ele este că se poate și se poate bine. Și știți la ce vă refer? La a fi uniți. Se poate și mai bine să arătăm celor din jurul nostru, așa cum a spus și Carina, și te rog o să vină de mine, se poate cel mai bine să arătăm celor din jurul nostru că este, știm cu toții că este mult mai ușor să faci rău decât bine, iar omul te ține mai repede minte dacă ai făcut rău decât dacă ai făcut bine. Da? Ideea este că atunci când lupți pentru unitate, cel care luptă pentru acea unitate trebuie să fie primul care arată unitate. Nu poți să îi spui lupului moralist, cum vine vorba, dacă avem noi un urman, să facă ceva ce nu știe, da? Dar datoria noastră de români, datoria noastră de motoare, așa cum am spus tu, Claus, este ca celor din jurul nostru să le arătăm că se poate și să nu se luptă nimeni pentru nimeni. Nu există niciun salariu în centru cultural pentru cei care nu știu. Toți care suntem aici, de la primul până la ultimul om, face voluntariat. Și când spun face voluntariat, iată că și românii de pe ambele maluri ale Plutului au înțeles ce înseamnă voluntariat. Dacă acum 10 ani de zile, când începusem să fac voluntariat, mă întrebau oamenii, ok, și pe mine cu cât mă plătești, dacă vin lângă tine? Acum, în momentul când eu îmi spun unui om, dacă vrea să vină voluntar în cadrul centrului cultural, spune ok, și care sunt datoririle mele? E un lucru pe care noi, cred că și mentalitatea germană ne-a schimbat și am înțeles că a fi voluntar, citim cuvântul voluntar în dicționar și vedem ce înseamnă, da? Suntem aici enorm de mulți și vreau să vă mulțumesc încă o dată pe această cale tuturor care și-au adus aportul la aceste evenimente. Luna trecută am fost la cel mai mare carnaval al orașului, unde am prezentat nunta românească, un fel de parodie, da? Dar a fost prezentată unde mai mult de 120.000 de persoane care au asistat din direct și peste 1.000.000 de telespectatori au asistat la tradiția noastră. Și au văzut un pic cum e o nuntă la noi, o nuntă românească. Am avut nașa, am avut socrii, am avut domnișoare de onoare. Am avut tot ce se poate la o nuntă. Am avut și primar. Și primar am avut, exact. Cu strigături ca în Ardeal. Cu strigături ca în Ardeal. Deci am avut tot ceea ce se poate, tot ceea ce are o nuntă. Din momentul când am plecat de la biserică, da? Alaiul nunții până acasă. Deci, noi arătăm cultura românească și asta trebuie să facem mai departe, să ne unim, indiferent de rasă, de naționalitate, de sex, cum spunem noi, sau de religie, pentru că suntem atâtea religii pentru că, care... Eu, atunci când vorbesc cu cineva, pur și simplu, nu-l întreb ce religie are sau nu-l întreb ce înclinare sexuală are sau eu știu alte minorități, pur și simplu ce vrei, care este aportul tău pentru comunitatea noastră de aici. Și iată că se poate și vă mulțumesc mult de tot în voi. Iar acum o surpriză dulce, așa cum a spus Gabriela, ne-a făcut un tort cu culorile steagului românesc, roșu, galben și albastru și haide să cântăm cu toții mulți ani trăiască centrul cultural în primul rând și haide să-i spunem zile tale de noi. După aia, mai avem un tort, așa, nu scăpați așa e. Deci, de data asta, pentru Centru Cultural, mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!